telespectatori, imaginile pe care le vedeți pe micile dumneavoastră ecrane nu reprezintă o secvență dintr-un film jucat. Nu sunt trucaje ale unei pelicule de reconstituire istorică. Sunt imagini document din Galațiul anilor de după război, imagini realizate de cineaștii studioului Alexandru Sachia. Adevărate pagini de istorie vie a unor ani în care întregul nostru popor, având în frunte Partidul Comuniștilor, a pășit într-o nouă eră, afirmându-și plenar, încă din acele momente fierbinți, capacitățile sale creatoare, energiile sale descătușate. Urmăriți aceste tulburătoare fire de istorie, mărturii ale unui timp în care armele revoluției noastre erau doar târnăcoapele, casmalele, roabele și lopețile. Vă lăsăm, stimați telespectatori, să urmăriți și să înțelegeți dumneavoastră ce au însemnat anii construcției socialiste pentru acest oraș. E, doamna doctor, iar ați întârziat. Rămânea domnul inginer Flămând astă seară. Vă mulțumesc foarte mult, sunteți totdeauna tare amabilă. Am avut o urgență și uite că iar am întârziat. O clipă să vă dau și rest. Nu s-a atenți, doamnă doctor, se grăbesc. Circulă cu o viteză de parcă au nebunit cu toți. Să știți că toate nenorocirile de la grabă vin. V-am dat dâmbovița că speciala e cam. Vă mulțumesc încă o dată. La revedere. La revedere. Galațiul de azi oferă evident imaginea unui puternic centru industrial, a unui oraș modern în care premierele industriale se succed una după alta, în care trăiesc și muncesc mii de bărbați și femei care alcătuiesc unul din cele mai puternice detașamente ale eroicei noastre clase muncitoare. Da. Da, imediat. Andreea! Telefonul. Cristina. Da, Cristina. Așadar, stimați telespectatori, nu cu mult timp în urmă pe aceste locuri creșteau bălăriile. Dar iată acum, o dovadă vie a forței oamenilor, a inteligenței creatoare a constructorilor, care au schimbat, putem spune, fața naturii, a peisajului, a locurilor. Învingând greutățile, muncind cu dăruire și pasiune în ciuda frigului, a vitregiei unei ieri timpurii și destul de aspre. Câte grade credeți că sunt, tovarăși inginer? Știu eu, minus 10, 11 grade. Azi dimineață erau minus 14 grade. Ți-am făcut un ceai. Ce, nu mai avem cafea? Tovarășul inginer, Șerban Stamatescu. Ai mai băut două până. Este autorul acestei... Uite cât ai fumat. ...instalații pe care o vedeți în imagine. Este inginerul proiectant. Ca să zic așa, creatorul principal. E, nu tocmai. Aș vrea să precizez că... Tovarășul inginer, v-am rugat pentru telespectatorii noștri, ca să-și facă o imagine mai completă a ceea ce înseamnă acest caupăr, să ne dați câteva date. Da, cu plăcere. Aș vrea însă să precizez că nu e vorba numai de creația mea, ci și de creația numeroșii specialiști din numeroase întreprinderi industriale, muncitori, tehnicieni, ingineri. Da, bineînțeles, sigur că da. Ce aș putea să vă spun? Pe scurt, după cum vedeți, e vorba de ultimul din seria celor patru caupere ale furnalului numărul 3. Un recipient de preîncălzire a aerului sub presiune, cum se numește el corect în limbaj tehnic. Un fel de cazan uriaș, al cărui volum interior este de 857 metri cubi, cu o înălțime totală de peste 42 de metri și un diametru de 9 metri. Partea metalică are o greutate de 208 tone, iar greutatea zidăriei fagure din interior și a grătarelor însumează 4034 tone. Deci, un total de circa 4300 de tone. Da, sigur. În principal, caupărul servește la insuflarea aerului preîncălzit până la temperaturi de 1200-1300 grade Celsius spre furnal, la o presiune foarte mare. Știu că ați mai proiectat și alte instalații de acest fel, executate la unele combinate din țară. Spuneți-ne, ce simțiți în astfel de momente când instalația concepută de dumneavoastră e supusă probelor? Aveți emoții? Dar sincer. Păi, cum să n-ai emoții? Cel puțin pe cea nerăbdării. Sunteți gălățean? Nu. Sunt pe undeva de pe lângă Severin. În orice caz, dunărean. Părinții? Țăran, de pe acolo.
E, să sperăm că și părinții dumneavoastră, alături de ceilalți telespectatori, vor urmări în fața micului ecran acest scurt interviu în cadrul emisiunii Dialog la distanță. Am făcut cunoștință, stimați telespectatori, cu unul din autorii acestei îndrăznețe creații. O realizare importantă care va duce la o nouă creștere a producției de oțel pe cap de locuitor. Și după cum știm, pentru industrie, oțel înseamnă pâine. Alo? Alo? Da? Casa inginer Stamatescu. Cu inginerul Șerban, vă rog. Nu, soțul meu nu e acasă. Cine întreabă? Sunt profesorul Popovici. A, bună seara, domnule profesor! Bună seara! Ce surpriză! Surpriză de ce? Da, mă bucur să vă aud. Și eu. Poate ne faceți vizita promisă. Da, când? Poate chiar de sărbători. De unde atâtea sărbători? Am atâta treabă pe cap și cu frigul ăsta, aproape că nici nu-ți vine să ieși din casă. Dar cine știe, poate mai la vară, la un pescuit. Voiam să-l felicit pe Șerban pentru apariția de la televizor. Vă mulțumesc foarte mult. Am văzut, am urmărit foarte frumos. Să-i spui că bătrânul lui profesor se bucură și că-l invidiază. Da, Șerban o să se bucure că l-ați căutat. E la București cu Bogdan. Știți că Bogdan a ajuns mare sportiv. Da, bravo. Da, îi spun, domnule profesor. Bună seara! Hai, lăsă! Cine a spus? E posibil așa ceva? Ascultă! Bună dimineața, tovarășe Cernat. Când?
Plec imediat. Vă țin la curent. Ce s-a întâmplat? Cine e? La Galați. Ai văzut aseară la televizor cazanul la mare, Cauperu. A explodat. În timpul probelor? A explodat. Sunt și victime? Garajul? Comunicați-l cu Costea, plecăm imediat la Galați. E frigul ăsta? Hai, du-te mai încolo. Bună ziua. Tovarășu, tovarășu cu aparatul. Fiți amabil, sunteți inginerul Bejan. Nu, Blejan, nu Bejan. Mi s-a mai întâmplat, dar ce doriți? Am să vă rog să ne urmați. Unde? Nu știu, nu înțeleg. Nu pot să înțeleg. Vă rog să vă liniștiți, doar și inginer. În asemenea situații... Am fost adus aici. Stau, fumez, mi-ați oferit și o cafea. Vă mulțumesc. Nu știu, când de fapt ar trebui să fiu la combinat. Ei, cum pot să înțeleg? Este absurd. Doar și inginer, vă rog să vă stăpâniți. Nu e nici cazul, nici momentul. Mai ordonesc. Să tăiți. Nu mi s-a ordonat. Am înțeles. Oameni au murit până acum. 11. Din păcate, mai sunt unii în stare gravă la spital. Mulți? Mare lucru n-am putut să facem, tovarășul Vlad, cu toate că s-a intervenit în primele clipe după avarie. Noi am oprit imediat instalațiile, curentul. Se crease pericolul unui mare incendiu. Păi ce să fie făcut, tovarășul director? Tovarășul Vlad, toată curtea asta era un cuptor. Un iad! Nici nu te puteai apropia azi dimineața. Dacă nu erau pompieri să pună tulumbele, nici n-am fi putut să stăm aici. Le-am dat toate costumele de azbest. Doar ați fost de față. Toate costumele le-am dat. Dacă îmi permiteți, tovarășe Vlad, sunt medicul șef al direcției sanitare, doctorul Mironescu. Am fost aici imediat după prăbușirea cazanului. Aproape două ceasuri n-am putut fi decât spectatorii unui dezastru. N-am putut face nimic. Cât privește victimele, cei mai mulți au fost surprinși într-o baracă peste care s-a prăbușit Cauperul.
E prea multă lume aici. Am oprit toate schimburile. Să pleci acasă. Nu rămân decât echipele de intervenție. Tovarășul colonel! Tovarășul colonel! Iar când a început proba, unde erai? Proba a început la 10 dimineața. Pe la 2, când am venit eu, totul era în ordine. La 7 m-au chemat la casa de cultură. Știți, concursul interjudețean începea la 8. Când am plecat din combinat, la Cowper era liniște. Nimic nu anunța vreun pericol. Cine să-și închipuie? De ce ați programat proba asta de presiune în noapte? Bănuiesc că a existat un motiv de ordin tehnologic. Probabil... suita, ordinea sau durata probelor. Era bine să fii asistat la probe. Nu pot să fiu mai multe locuri deodată. Ba da, Tudore, trebuie. Bună sau rea, autoritatea rămâne un element hotărător. Fie chiar și numai ca factor psihologic. Altfel, ori muncim de nea dracu, ori nea dracu. Bogdan, de ce nu ești la școală? L-am arestat pe tata. Acestea sunt uzanțele, tovarășe Vlad. Era de datoria mea. Atât combinatul ca beneficiar, cât și procuratura m-au informat că proiectantul, șef și constructorul sunt direct implicați. Știți că într-o astfel de situație intră în uz. Deși vă rog să mă credeți, nu-mi fac deloc plăcere asemenea măsuri. Dar acestea sunt uzanțele. Uz, uzanță, faptul sau posibilitatea de a folosi ceva, întrebuințare, folosire, folosință, uzanță, manieră, comportament, obicei, prin specializare în științe juridice, dreptul de a te folosi de un lucru care aparține altcuiva. După cum observați, dicționarul limbii române contemporane nu precizează niciun fel că sensurile acestor noțiuni ar putea crea o bază legală pentru emiterea unor mandate de arestare. Nimic nu justifică asemenea măsuri. Nimeni nu ne dă dreptul să arestăm niște oameni înainte de a stabili prin cercetări și dovezi vinovăția lor. De obicei, o asemenea măsură are un caracter preventiv. Doar n-ai să-mi spui că lipsindu-l pe un om de drepturi elementar și legitim de a se apăra, se cheamă că îi faci un bine. Să fim serioși, Tudore. Cowperul n-a fost desemnat de un singur om pe o foaie de maculator și tăiat la trafăraș de un inginer constructor. În ceea ce mă privește, vă rog să mă înțelegeți exact. Sunteți membru al Comitetului Județean de Partid, tovarășe director. Nu e nevoie să mă justificați. Vom alcătui o comisie de anchetă. Dar înainte de orice, inginerii Stamatescu și Blejan să fie eliberați. Nu ne putem baza pe presupuneri când e vorba să lipsim oamenii de libertate. Nu e nuzanța Partidului Comunist Român. Neață. E de datoria mea să vă previn că nici Stamatescu, nici Blejan nu pot face parte din comisia noastră de anchetă. Sunt implicați direct. La vorbă și la drum? E bine să nu ne grăbim, tovarășe procuror. Mai ales dumneata. Personal, consider inoportună prezența lor. Îndatoririle funcției mă obligă să precizez din nou. Tovarășe Țoare, funcțiarul numai că nu vă obligă, dar nici măcar nu vă justifică această atitudine inchizitorială. Nu avem dreptul să aplicăm nimănui un tratament de delicvență înainte de a avea proba evidentă a vinovăției sale. Atențiune! Trenul accelerat 421 din direcția București, centru Brăi, Brăi la Galați, sosește stație la linia 1.
Din cele spuse de dumneavoastră, tovarășe procuror, iese că suspiciunea ar trebui să fie un fel de regulă, de lege cadru în căutarea adevărului. Sau dacă am înțeles eu bine, dumneavoastră vă construiți procedura pe această, hai să zicem, metodă de lucru. N-am afirmat că suspiciunea trebuie legiferată, tovarășe Vlad. Nici că ar fi o metodă a codului meu de procedură. Rămân însă la părerea că într-o avarie cu pagube de asemenea proporții și pierderi de vieți omenești, procuratura are datoria să acționeze imediat și energic. Datoria procuraturii este ca niciun vinovat să nu rămână nepedepsit. Atunci când vinovăția a fost dovedită. Când și în baza căror probe ați stabilit vinovăția și ați emis mandatele de arestare împotriva inginerilor Stamatescu și Blejan. Vinovăția sau nevinovăția se stabilesc în instanță. Exact. În instanță. Nu dinainte. În celulă. În instanță. Cu dovezi de netăgăduit. Le aveți? Altfel, cum își poate dovedi cineva nevinovăția? Dumneavoastră știați foarte bine. Atâta vreme cât instalația se află în probe, se impun măsuri speciale, nu numai tehnice, ci și organizatorice. De ce nu le-ați luat? Lucrăm cu oameni în toată firea, tovarășe Vlad. Cât să-i dădăcim? Își cunosc bine atribuțiile. Există norme, o întreagă legislație pe care o cunosc. Sunt obligați să o respecte. Le facem instructaj săptămânal. Le dăm filme. Sunt iresponsabil, tovarășul Vlad. Ăștia nu știu decât de frică sau de amenzi. Trebuie să le faci bine cu forța și tot ei te înjură. Cine să-și închipuie că o se vâre nenorocită aia de baracă? Dumneata. Dar noi am prelucrat, tovarășul Vlad. Că am ajuns și de pomină. Sunt la zi cu toate semnăturile pentru instructaje. S-a făcut și agitație vizuală. Risipă! Era bine să mai și controlați dacă din risipa asta se alege ceva. Că de semnat... Cum n-am controlat, tovarășul suprim? Nu-s toată ziua pe capul lor? Sondaje peste sondaje, dar pot eu să stau cu ochii pe fiecare? Sunt sute de angajați, tovarășul Vlad. Mii! Tocmai. Trebuia instituită pază. Împrejmuit locul, încuiată baraca. Cum de-au ajuns acolo? Cum? De ce? Păi tocmai asta n-am înțeles nici eu. Ce dracu căutau la 3 dimineață în baracă? Că nici 3 nu era. Poate s-au tras la băutură, că mai obișnuiesc unii. Tractare să-și facă norma și bruma de timp care a rămas, se trag la băutură. Mai prind și o oră, două de somn, ăștia din schimbul de noapte. Privința băuturii se poate verifica, dar nu cred. Nu înțeleg ce vine, am eu protecția muncii ca bubuic caupărul. Cauza explozii nu ți-o atribuie nimeni, tovarășe inginer. Dar au murit 12 oameni. Pentru că dumneata și serviciul pe care îl conduci, n-ați bănuit. O să mai facem, poate, 10 de caupere. Până la urmă, desigur, vom afla și cauzele exploziei. La oamenii. Nimic? Nimic. Și totuși, simt că există o greșeală. Poate nu-i din proiect. Poate de la execuție. De ce nu verifici? Am verificat. Am verificat. Aici este. Nu știu. Am impresia că ți-ai pe umeri o vină care... Cum? Tu crezi? Tu crezi că n-am nicio vină? Vezi? Nu-mi răspunzi. Nu pot să înțeleg. Nu pot să înțeleg. Nu pot. Nici schimburi nu mi-am adus. Am crezut că va fi vorba de o consultație. De o ipoteză care să deschidă o cale. Ca să mă trezesc în cea mai stupidă postură. Cea mai stupidă. Numai o eroare grosolană putea să provoace o avarie de asemenea proporții. De ce? De ce trebuie să demonstrez tocmai eu prostia altora? Incompetența! Totuși,
ar putea fi vorba nu numai de o eroare. Putem admite, de exemplu, că prăbușirea a fost provocată, nu? Cum? De suma unor erori diferite, fie de concepție, fie de execuție, fie din cauza unor omisiuni aparent mărunte și a căror natură va putea fi greu de depistat. Aparent. Au mai pățit și alții asemenea necazuri în țări cu experiență industrială, așa că... Ei, nu. Sper că nu o să-mi ceră nimeni să stau luni de zile cu nasul în dosare. Pentru ca, prin comparații și similitudini, să demonstrez prostia altora. Nu, fiți liniștit. De altfel ar fi și inutil. Fiecare avarie are cauze proprii. Am afirmat cândva că și catastrofele au o anumită personalitate. Asemenea diferitelor maladii de care suferă oamenii. Uite, de exemplu, discopatia mea nu seamănă cu ulcerul dumitale. Domnule profesor. Știați că în Statele Unite ale Americii au fost chiar provocate asemenea explozii? Să fim realiști. Experimental. Să fim realiști, domnule profesor. Să zicem că accept comparația dumneavoastră. Asemănarea ingineriei cu medicina nu e lipsită de farmec. Dar să arunci în aer 10 de milioane experimental, să fim realiști. Eu am mai făcut parte din asemenea comisii, ca să zic așa, nu sunt la prima abatere. Și n-aș putea spune că această postură mă măgulește. De fiecare dată am trăit sub impresia că și eu mă aflu printre cei examinați. Doar că examenul meu este mult mai greu decât al celor implicați, a căror eroare trebuia să o aflu. Înțelegeți? Sunteți probabil un sentimental. E frumos. Ah, nu neg aspectul etic al problemei. Vinovații trebuie să plătească. Dar mie și dumneavoastră, cine și cum ne plătește timpul și nervii? Și în ce monedă? Puneți-vă în locul meu. Mi-am lăsat baltă studenții, mi-am întrerupt lucrările, aproape 4 ani de cercetări, nopți de studiu. Pentru ce? Pentru ce să pierd congresul de la Londra? Comunicarea mea la congres ar putea fi o bombă și... Poftim, m-am lăsat ca un imbecil, onorat cu încrederea de a căuta acul în carul cu fân al prostiei altora. Dar înțeleg foarte bine. Trebuia să refuz categoric. Bine, dar dacă puteam ne-au chemat, suntem acum în aceeași horă. Ne-au chemat. Ne-au chemat. Te rog să pui pe cineva să facă o notă, un material cu datele celor care au murit la explozie. Cât mai am anunțit? Da, sigur. Putem cere de la combinat fișele de la serviciu personal și eventual cărțile de muncă. Fără și Vlad, ne cunoaștem de atâta amar de timp și tot nu știu cum v-ați pricopsit cu genunchiul ăsta. Poveste veche. Încă de pe vremea când lucram în mine la subteran. Știu și eu. N-ar fi rău să mai consultați un medic. Niște infiltrații, poate ajută. O, degeaba. Unui reumatism tratat de la început cu indiferență nu-i mai ajută decât indiferență. Și mișcarea. Cum îl mișc, cum mă lasă. Am telefonat din nou la spital. Veștile sunt bune. Majoritatea celor accidentați vor fi mutați de la reanimare în saloane. Din regim intensiv în regim normal. Vreau neapărat să vorbesc cu ei. Măcar cu unul. Nu, deocamdată nu se poate. Medicii au interzis orice vizită. Șocul produs ar putea da naștere la complicații din cele mai neplăcute. Oricum, pericolul a trecut. Culmea este că unul din cei accidentați a scăpat aproape neatins din baraca aceea nenorocită. Probabil a zbuchit-o afară în ultima clipă. Reușesc să înțeleg ce căuta oamenii în baracă. De ce n-a fost nimeni avertizat că este zonă interzisă? Au tot felul de istorii. Fiecare se justifică și închipuie, dă din numeri, crede, bănuiește, nimic concret. Nu au decât atâta. Proiectantul n-a făcut, constructorul n-a adresat, în rest toată lumea lacrimă. Dar n-am întâlnit un om. Un singur om care să-și asume cea mai mică răspundere. Tovarășe Vlad, Matei îmi spune că baraca asta exista acolo de ani de zile. Au fost și altele în perioada de șantier care ulterior au fost desființate. Ca un făcut de baraca asta nu s-a atins nimeni. Putea să-și închipuie cineva? Mor absurd 12 oameni. Zac în spital încă 20. Pentru că nimeni nu s-a gândit. Nimeni n-a bănuit. Bine că v-ați pus pe arestări. Trebuia să vă gândiți ce consecințe morale pot avea asemenea măsuri. Acum, sarcina comitetului județean, a ta în special, e mult mai grea. Chiar dacă nu pot rămâne aici tot timpul, să știi, Tudore, mă întorc ori de câte ori nevoie. În momentul acela,
Am considerat cu toții că este o măsură care ține de urgența momentului, de gravitatea, de urmările dezastrului. Știi foarte bine că asemenea practici sunt străine hotărârilor partidului și legilor țării. Indiferent de circumstanțe, nu avem dreptul să ne jucăm cu prestigiul oamenilor, cu libertatea lor și mai ales cu viața lor. Încă ceva, Tudore. Lucrările pentru refacerea instalației trebuie să înceapă imediat. Trebuie cât mai curând să putem începe probele. Dacă se poate, să nu compromitem termenele. Poftim! Ia loc! Domnule Șeplejan, ați semnat adresa cu numărul 935 către serviciul de aprovizionare. Adresă din care rezultă că dumneavoastră n-ați respectat marca de oțel prescrisă în proiect. E semnătura dumneavoastră? Exact. Comisia de experți a uzinei a echivalat cele două mărci de oțeluri. Vechiul stat se expirase. V-ați abătut de la proiect. De la specificațiile obligatorii din cartea tehnică. Conform articolului 212 din caietul... Trebuia să cereți avizul proiectantului pentru schimbarea oțelului. În raportul Comisiei Tehnice de Anchetă se precizează clar. Marca de oțel folosită nu a fost cea corespunzătoare. Schimbarea acesteia fiind o gravă abatere de la proiect. Tovarășe procuror, conducerea uzinei a precizat limpede motivațiile tehnice, științifice și de producție a acestei echivalări între cele două mărci de oțeluri. Revista Standardizare numărul 2 din 1970 a publicat... Un articol de revistă nu este un argument, tovarășe Blejan. Nu vă puteți întemeia apărarea pe astfel de probe? După câte știu, raportul Comisiei Tehnice de Anchetă a rămas provizoriu. I-am expus deja divergența mea la acest raport. V-aș ruga să-mi explicați motivul pentru care v-ați grăbit să emiteți adresa aceea în lipsa șefului dumneavoastră direct de resort, inginerul Dinica. Eu tot nu înțeleg unde vreți să ajungeți. V-am mai explicat doar. Conducerea uzinei a fost de acord. Echivalarea oțelurilor s-a făcut conform instrucțiunilor. Un moment. Vă rog să mă urmăriți cu mai multă atenție. Cu cât ar fi întârziat execuția subansamblelor pentru Cauperul avariat față de sfârșitul lunii noiembrie, când a avut loc avaria, dacă pentru schimbarea mărcii de oțel ați fi așteptat întoarcerea din delegația inginerului Dinica? Probabil, adică o săptămână. Probabil pentru că o întârziere aduce după sine și altă întârziere 3-4 săptămâni cu aproximație. Cauperul intra în probe, să zicem, în preajma anului nou. Deci, execuția instalației, termenul ei de predare stabilit conform planului la 25 aprilie nu ar fi fost cu nimic compromis. Nu. Dimpotrivă, instalația ar fi fost predată tot în avans. Da. Mai puțin spectaculos, dar mai sigur. În schimb, ar fi fost compromisă participarea dumneavoastră ca factor de inițiativă la determinarea acestui avans și deci un soi de autoexcludere de pe lista de câștiguri. Tovarășe procuror. Un moment. Nu permis să interpretați în felul acesta. O să-mi permiteți, tovarășe inginer. De fapt, ce doriți? Sunteți într-o anchetă. Trebuia să punem o întreagă secție pe butuci și să trimitem muncitorii acasă până când ministerul va binevoi să emite instrucțiuni de echivalare? Când uzina are specialiști de înaltă calificare, eu să opresc producția? Interesul de a acoperi un gol de producție, tovarășe Blejan, și implicit de a determina un avans exagerat al termenelor de predare, nu ne impresionează. Alo? Cu domnul Blejan v-aș ruga, dacă nu deranjez. Inginerul Pascu, Romulus Pascu. Vorbesc din provincie, din Galați. Te ascult. Ei, tovarăși inginer, ai mai proiectat asemenea instalații, slavă Domnului. Și toate merg. Cum s-ar zice, nu mai ești un debutant, un stagiar. De ce ultimul explodează? Prea multă experiență? Sau hai să nu fim prea delicați, că nu e cazul. Rutină, neglijență. Nici eu nu știu ce a fost. Caut, calculez, recalculez, verific. Nu știu.
Ar putea fi o greșeală de proiectare, dar la fel de bine ar putea fi și altceva, poate descoperiți dumneavoastră. Probabil e una din așa zisele dumneavoastră soluții operative impuse de viață. O inovație sub inspirația momentului. Ce îmbunătățiri, ce eroisme locale ați mai făcut pe care acum le plătim cu toții? Ați mai adus din condei câte ceva? Ați mai economisit altceva? Nu cer să plătească nimeni pentru mine. Nu cer, dar plătim. Deși la urma urmei nu se poate plăti ce s-a întâmplat. Nu cer indulgență, nu cer să se țină seama de meritele mele, nu cer nimic. Asta ar mai lipsi, să ceri indulgență. Să invoci faptul că ești surmenat, că ai obosit. Probabil chiar ești surmenat. După cum v-ați opintit să dați scaupărul cu jumătate de an înainte de termen, n-ar fi exclus să fiți surmenat. Numai că rezultatul nu ține cont dacă suntem sau nu surmenați. Istoria nu după asta ne judecă. Vă stau la dispoziție, e tot ce pot să vă spun. Bună ziua! Te trăiți? Ce-i aici, tovarășe inginer? Stai, tovarășe de grăbă, nu mă luați așa. Păi dacă mă luați așa, știți că mă bați mai bine de 2 săptămâni. Crezi că e așa de ușor să lucrez cu ăștia la cadre? Ce-s asta, mă? Cum ce-i asta? Chestia cu sudorii. V-am spus că vă dovedesc. Poftim, negru pe alb. Din echipele de sudori care au lucrat la Cowper au avariat. Uitați câți au lucrat cu calificarea prevăzută de instrucțiuni și câți au lucrat neautorizați. Păi ce-mi vin de mie, maestru Vintiliano? Păi dacă se cade măgăreața pe toți, să cadă, numărații. Poftim cărțile de muncă. Și ne mai pune și în situația să semnăm rapoarte false. Ce raport ai semnat, dumneata, tovarășe inginer? Comisia ne-a cerut să confirmăm execuția corectă a sudurilor, nimic altceva. Bați câmpii, pascule. Ți-a intrat frica în oase, băiatule. Tovarășe director, ați fost dezinformat. Tovarășe director, nu-i cinstit. Să știți, aveți pe cap tot combinatul. Poate nu v-ați gândit la asta. Pe când a luat la mână cărțile de muncă și fișele de instructaj, hopa zic, ce au căutat ăștia la Cowper să studeze dacă n-au gradul de calificare? Pe cei CMS-ul ne-a drept idioți? Eu am informat procuratura. Auzi, pascule, ce-o fi mă în capul ăsta al tău? Cum ce e, tovarășe director? Pe cine a aprobat lui Vintiliano să lucreze cu sudor de calificare inferioară? Că era angajatul CMS-ului atunci. Și cine a controlat execuția lucrării? Văd că de ăștia de la ICMS nu se ia nimeni care au asigurat execuția. CTC-ul a controlat sudurile, dar prin sondaj, nu fiecare centimetru. Blejană, văd că se face că plouă. Păi nu vă întrebați de ce? Păi vă spun eu pentru ce, pentru că... Îți pierzi vremea, pascule. De fapt, ce vrei tu de la mine, mă? Dacă nu interveniți, să știți că în capul nostru, a combinatului, o să se spargă tot. Și la județului. Eu am să-i spun și tu, aș lui prim Tudor. Păi înghițim paguba și alții și umplute șcheleaua. Prime, acord global, acord global, 3 salarii, 3 salarii, păi... Nici chiar așa. Nu că aș vrea să moară capra altuia, dar nici să mă aleg doar eu cu capul spart. Ieși afară. Bună ziua, unde mergeți? Bună ziua, sunt fratele inginerului Paul Blejan. I-am telefonat, mă așteaptă. Da, știm, cunoaștem. Aveți o legitimație? Un buletin? Da. Da, știu că tare zile astea pe tov, inginer. Făcui scurtă la mână scriind atâtea bonuri. Adina ar veni și un procuror, Toma de la Galați. Spune-mi, tu cunoști pe vreunul Pascu sau Pascal, inginer la combinatul siderurgic? Da. Inginer cu protecția muncii. Ce-i cu el? M-a sunat azi noapte fiindcă nu te găsea pe tine. Voia să te prevină că un anume inginer Stamatescu a luat toate documentele de construcție semnate de tine. Pentru un cazan care ar fi explodat, spunea el. Ia auzi, domn. Îl chinui și pe ăsta grijă față de aproapele lui, Paul. Mă, băiete, ce-i cu toată povestea asta? Tipul mi-a spus că ești în anchetă. Ai fost arestat. O zi. A explodat un Cowper în timpul probelor. N-ai știe de ce. Stamatescu este proiectantul șef. Are tot dreptul să verifice. La o pagubă de 21 de milioane, îți verifici și părinții. Individul era alarmat de nu știu ce marcă de oțel pe care tu ai fi schimbat-o. Tâmpenii, au murit 12 oameni și tipul e îngăleat. Trebuia să ia niște măsuri, Cowperul era în probe.
Acum dă din colț în colț. Nu înțeleg ce amestec ai tu. Cum nu înțelegi? Cu cât o să ne suspectăm mai mult unii pe alții, cu atât o să ajungem să dăm vina mai mult unii pe alții. Proiectantul, constructorul, ICMSG-ul, sudorii, furnizorii de tablă, CTC-ul. Numai că mie n-au ce să-mi impute. Și atunci de ce te-au arestat? Silvia știe? Eram amândoi la patinoar. Alaltăieri s-a mutat înapoi la părinți. A venit taică-s-o cu furgonetă și s-a mutat. I-au băgat în cap tot felul de prostii, că în situațiile astea în care sunt eu, se ajunge sigur la sechestru. Că i-am stecat conciliul. Că vine anul nou și s-au dus dracului sărbătorile. Că m-am mutat în uzină și acasă vin ca la hotel. Am ajuns în anchetă. Prostii. Tovarășii Țonea, cam asta e. Deocamdată Blejan nu poate semna niciun document de execuție. A fost mutat în altă secție. E o măsură provizorie până se vor lămuri lucrurile. De fapt, omul a înțeles. Tovarășe director Album, am venit în mod special la București. Să știți că lucrurile nu sunt chiar așa de simple. Am umblat puțin prin uzină înainte de a veni la dumneavoastră. Au fost foarte amabili tovarășii de la serviciu personal. Am aflat păreri și lucruri interesante despre Blejan. Nu s-ar putea spune că v-ați pierdut vremea. Tovarășe Albu, ne aflăm cu toții în fața unui accident foarte grav. Pentru mine este unul din acele cazuri cu care foarte rar se întâlnește un om de profesia mea. V-ați întrebat vreodată? Ce-i cu ambiția asta inginerului Blejan de a nu pierde nicio ocazie de a preda lucrările de care răspunde cu mult înainte de termenele stabilite? Unii dintre cei cu care am vorbit s-au arătat nemulțumiți, mai ales de duritatea cu care Blejan îi mână de la spate. Tovarășul procuror, la noi în uzină nimeni nu mână pe nimeni de la spate. Există un plan. Există termene de predare. Există muncă în acord, așa cum există și normă. Sau mai exact, sarcină minimală de serviciu. Inginerul Blejan este într-adevăr o fire mai autoritară. Dar este un inginer de primă mână. Cât despre depășirile de plan și cointeresarea oamenilor... Cointeresarea. Vedeți? Există și reversul medalei. Graba. Da, graba. Ca o expresie a dorinței exagerate de câștig. Eu sunt obligat să privesc lucrurile și sub acest aspect. Al cointeresării excesive. Manifestați un zel de neinvidiat, tovarășe procuror. Nu cunosc nicio sursă ilegală de câștig de care inginerul Blejan să fi beneficiat. Îmi pare rău, dar nu pot lua în serios suspiciunea dumneavoastră. Uzina e gata să răspundă oricând în fața Comisiei Tehnice de Anchetă. Dacă problemele vor fi legate de execuția subansamblelor pentru Cauporul avariat. În plus, nu văd ce am mai putea discuta. Atâta vreme cât în fața instanței veți fi parte civilmente responsabilă, nu faceți niciun favor comisiei. Uzina va fi obligată să răspundă. Mai ales că unele concluzii conduc de pe acum la vinovăția inginerului Blejan. Angajatul dumneavoastră. Chestie de procedură. Nu cred că pentru probleme de procedură ați bătut drumul de la Galați până aici. Și prin uzină. Aș vrea să vă previn că dacă dumneavoastră veți atribui uzinei unele responsabilități profesionale, personale, ale inginerului Blejan, asta ar putea da naștere la serioase complicații, care ar pune într-o lumină neplăcută și prestigiul uzinei și al dumneavoastră. Vă rog să meditați. Ocupați-vă de prestigiul dumneavoastră. Era pe la 4 dimineața. Ne cam luase frigul. Hai în baracă. Unde să ne băgăm? Era Giral naibii. A venit el meșterul de mitraie să ne scoată afară. Dar nici n-a intrat bine, că a și pocnit măgăvaia.
S-a auzit un șuierat. Ca la furnal. Când dă drumul la presiune. Pe urmă a început pământul să tremure. Eu și câțiva am sărit afară din baracă. Altfel nu scăpam. Era un praf să-l tai cu cuțitul. Pluau cărămizi. Cam asta-i, șefule. M-a izbit ceva și m-am trezit la spital. De ce îmi spui, șefule? Așa m-am învățat. Bine, șefule. Credeți că un specialist, oricât de bun ar fi el, nu poate greși la un moment dat? E vorba de greșeli corelate. Nu putem exclude posibilitatea. Dar nu exclud. Dacă cei învinuiți își pot justifica într-adevăr erorile, n-au decât să o facă în instanță. Vor avea tot dreptul să se apere. Până atunci nu înțeleg de ce trebuie să ne pierdem vremea atâția oameni. Și așa, destul de săcăiți de întreaga istorie. Pare o propunere de dizolvare a comisiei, tovarășe procuror. Cred că nu este suficientă doar analiza părților componente ale cauperului avariat, expertiza lor separată. Aici este vorba de un organism, de un întreg, ale cărui părți componente pot fi perfecte sau imperfecte, dar a căror funcționare în ansamblu poate duce uneori la surprize nebănuite. Sper că nu vă gândiți să facem un alt cauper numai ca să-l dărâmăm experimental. Ba da, reprodus firește la scară, experimental. După același proiect și din aceleași materiale și care să fie supus încercării de presiune exact în aceleași condiții de probă. Aș vrea să atrag atenția că a reproduce la scară o instalație atât de complexă în scop experimental e o armă cu două tăișuri. Iertați-mă, tovarășe profesor, dar mi se pare și mie că pierdem vreme. Respectând cu strictețe datele cauperului distrus, rezultatul va fi același. Cam de cât timp ar fi nevoie? O lună. O lună și jumătate. Putem începe? Da, noi suntem gata. Bine. Concret, în situația creată acum de eșecul expertizei, ce noutăți putem aduce la raport? Și poate încercăm unele concluzii. Cu privire la evenimentul petrecut la furnalul numărul 3, distrugerea prin încălzitorul numărul 4, de tip Cowper, a fost cauzată de o serie de factori tehnici diferiți, care în condițiile încercării de presiune la rece au acționat corelat. Concret, erorile care au condus la inițierea ruperii și prăbușirii cauperului provin din trei surse. Prima, concepția. Proiectantul, numitul Șerban Stamatescu, inginer,
a recomandat greșit unele soluții de construcție. N-a indicat detalii suficiente privitoare la sudurile de colț și n-a prescris în caietul de sarcini măsuri speciale pentru desfășurarea în condiții de siguranță a probelor. Nu intră în obligația proiectantului. Nu există nicio reglementare în acest sens. Argumentele numitului Șerban Stamatescu nu pot fi reținute ca temenice. În legătură cu uzina constructoare a subansamblelor, numitul Paul Blejan, inginer, se face vinovat de aplicarea unor echivalări de oțeluri, bazată pe o asimilare neoficială a unor stasuri, fără a cere avizul proiectantului sau combinatului siderurgic ca beneficiar. Un moment, tovarășul procuror. Cum adică să ceră avizul? Nu vă legătura. Nu există nicio reglementare, nicio instrucțiune care să mă oblige să cer avizul cuiva. Cred că din exces de zel faceți o confuzie. Dumneavoastră ați determinat schimbarea calității oțelului în baza unei asimilări neoficiale. A fost încălcată condiția de bază a respectării integrale a proiectului, în conformitate cu instrucțiunile Inspectoratului de Stat, ISCIR-ul. Argumentele numitului Paul Blejan și punctul de vedere divergent al uzinei ca parte civilmente responsabilă nu pot fi reținute ca temenice. Referitor la execuția de ansamblu, cercetările comisiei au scos la iveală calitatea necorespunzătoare a sudurilor de colț. Au fost folosiți sudori neautorizați, numărul celor calificați corespunzător pentru astfel de lucrări fiind insuficient acoperit. În cazul numitului Pascu Romulus, inginer, șeful Serviciului pentru Protecția Muncii, lucrurile sunt clare. De tragedia petrecută la combinatul siderurgic Galați, se fac vinovați, în primul rând, următorii numiți. 1. Inginerul proiectant Șerban Stamatescu. E adevărat că inginerul Șerban Stamatescu și-a dovedit capacitatea profesională în realizarea unor obiective industriale de mare importanță pentru economia națională. Dar, în ultima vreme, datorită probabil succeselor și a nemăsuratei încrederi în sine, inginerul Șerban Stamatescu a abdicat de la unele principii de bază ale profesiei, socotindu-se poate superior celorlalți, disprețuind schimbul de idei și experiență, numitul Șerban Stamatescu a alunecat pe panta unor grave erori și s-a abătut de la conduita omului de știință. În perioada de construcție a instalației avariate, nici n-a binevoit să urmărească mersul lucrărilor, mulțumindu-se cu vizite ocazionale pe șantier. Explozia Cowperului construit după același proiect la scară redusă este un argument hotărător asupra vinovăției lui Stamatescu. Tovarășul Stamatescu. Sau numitul Stamatescu. Să respectăm uzanțele. Mă rog. În consecință, propun următoarele. 1. Cazul inginerului Șerban Stamatescu să fie deferit justiției, iar numitul să fie trimis în fața instanței de judecată. 2. Înlăturarea numitului din activitatea științifică. 3. Situația rămânerii în partid a numitului Șerban Stamatescu să fie luată în discuție de către biroul Comitetului Județean. Propun de asemenea trimiterea în fața instanței de judecată a numiților Pascu Romulu și Paul Blejan pentru grave neglijențe de serviciu. Am încredere în dumneavoastră. E absurd. Nu va mai rămâne decât să pronunța sentința și de fapt ați și făcut-o. Tovarășe inginer, vă rog, e bine să ne stăpânim de revie. Nu e vorba de nicio sentință. E doar un punct de vedere expus în condiții extrajuridice. Da, mă scuzați, vă rog să mă iertați. Continuați, tovarășul procuror. În legătură cu numitul Paul Blejan, mai există un aspect. Carierismul, o fire impulsivă, manifestând în relațiile cu subalternii duritate și voluntarism. De fapt, o nepotolită dorință de câștig, pe care și-o ascunde în spatele unor angajamente de producție aventuroase, a unor cointeresări exagerate, profund nesănătoase. Inginerul Blejan a determinat înlocuirea mărcii de oțel, profitând cu bună știință de absența șefului său direct, pentru a ajunge în final în capul listelor de premier și câștiguri. Graba nesăbuită impusă tuturor de numitul Paul Blejan a condus la abateri săvârșite și de alții. Ca o reacție în lanț, a dat apă la moara altor grăbiți, amatori de prime grase, în dauna aplicării juste a acordului global și a devansării termenelor. Un moment, tovarășe procuror. Ceea ce ne spuneți dumneavoastră nu ține de scopul comisiei noastre. Dacă o să ne tot învârtim în jurul unor expertize și unor deducții tehnice... Tovarășe procuror. Nu vreau să influențez pe nimeni, dar țin să atrag atenția că deocamdată raportul comisiei e incomplet.
Camera de gardă, doctor Popescu. Vă rog. Nu, doamna doctor Stamatescu e în sala de operație. Cam peste o jumătate de oră. Da. Vă rog să-i transmită să mă caute urgent. Sau, dacă s-ar putea, să treacă pe la școală. Bun, vă mulțumesc. Bună ziua. Dacă nu i-aș cunoaște pe părinții tăi, școala nu e nici Maidan, nici ring de box. Poftim la clasă. N-ai fost niciodată ușă de biserică, dar slavă Domnului, până azi nu ne-ai făcut necazuri prea mari. Și eu și taică-tu am fost îngăduitori. Poate prea îngăduitori. Dar azi ai întrecut orice măsură. Mamă ți-a mai explicat. N-am început eu. Dacă ai ști ce au spus despre tata... N-ai nicio scuză. Te-ai purtat ca un sălbatic. Uite în ce hal arată uniforma asta. Nici nu mai poți purta. Dacă se ducea taică-tu la școală, îți dai seama în ce situație l-ai fi pus? Trebuia să te fi gândit că pentru asemenea fapte poți fi exmatriculat. Dar n-au decât să o facă. Bogdan, chiar nu ți-e rușine? De unde apucăturile astea de derbedeu? Unde am ajunge dacă ne-am face singur dreptate? Cu pumnii. Unde am ajunge? Știi că am primit în oră bilețele? Că ce, bă, l-a umflat pe tactul? Explică-le. Du-te tu, mamă, la școală și explică-le că a fost o greșeală și că tata e numai în anchetă și că... și că să vedeți. Ce să vadă? Ce să vadă? Că se poartă toți cu mine de parcă aș fi ciumat. Ce coincidență, domnule! Știați că Stamatescu mi-a fost student? I-am promis de multe ori că o să vin pe aici în vizită. Poftim, am venit. Numai că... una e ce credeam eu... și uite ce a ieșit. Nu vă supărați, domnule profesor. Dar pacostea asta care cade pe capul unora ca să cârtească prostia care o fac alții, pe mine mă calcă pe nervi. Era un student foarte bun. Li s-a urcat succesul la cap și nu mai știu ce e aia răspunderea față de muncă. Nu cunosc pe Blejan. Dar după cât am înțeles, nu e la primul lui Cowper. Sunt convins că niciunul n-a mai pus mâna pe carte după absolvire. Mulțumesc. Știți, domnule profesor, eu nu cred în prostia abstractă. Prostia și incompetența au un caracter concret, care se manifestă, indiferent ce travestiuri și glorii vremelnice străbat. Până la urmă, prostia și incompetența își dau arama pe față. Și atunci e chemat harnicul, sârguinciosul om de autentică valoare, pe care, din păcate, mai uităm câteodată. Să pună umărul, să afle, să găsească soluții, să aibă idei. Totuși, nu credeți că este prea mult pentru un accident de producție? E puțin, domnule profesor, când prețul se plătește cu vieți omenești. Într-un fel, s-ar putea să aveți dreptate. Prostia este un factor de care ar trebui să ținem seama cu mai multă atenție. Vreau să spun că ea trebuie descoperită și mai ales oprită la timp. Să nu se manifeste. Ori în cazul nostru... Aș vrea să cer comisiei un lucru care de altfel mi se pare că se impune de la sine, mai ales în urma eșecului expertizei. Inovația mea este aproape dovedită. Șansele disculpării sunt inexistente. Cine știe când și dacă se va putea găsi o cauză reală care să mă absolve. Cer să fie oprite toate furnalele care funcționează în țară cu cazane Cowper construite după proiectele mele. Îți dai seama ce spui? Îți dai seama? Nu știu, vă rog să mă înțelegeți. Există o eroare. Nu știu, o eroare ascunsă și pe care nu o putem depista, ale cărei efecte catastrofale pot apărea oricând și oriunde. Un moment, vă rog, calm.
Nu cred că e cazul să recurgem la astfel de măsuri extremiste. Inginerul Șerban Stamatescu este, trebuie să-l înțelegem, sub imperiul unei stări sufletești deosebite, care îl face să gândească astfel, luând totul pe umerii săi. Nu știu, mă simt dator să previn, să atrag atenția. E un pericol oricând posibil și care a ajuns să mă obsedeze până la exasperare. Vă rog să mai arătați. Lăsați, lăsați. Gata. Șerban, nu te culci? Șerban, nu vrei să te culci? Trebuie să te odihnești. Iar vrei să faci o noapte albă. Cât o să reziști, te distrugi. De ce crezi neapărat că ești singurul vinovat? De ce te încăpățânezi? Știi ce mă obsedează? Dacă eroarea asta există în vreunul din proiectele mele anterioare. Înțelegi? Îți dai seama? Ești foarte obosit, Șerban. Ești cu nervii la pământ. O să mă duc la Vlad. Ce să cauți la Vlad? Să ceri clemență? Nu te înțeleg. Te porți în ultima vreme ca și când ai fi fost condamnat. Imediat s-a auzit o explozie mare. În orice caz, au fost două bufnituri. Mi-aduc bine aminte. Au fost două bufnituri. Tovarășe Vlad! Sunt doctorița Irina Stamatescu, soția inginerului Șerban. E nevinovat, tovarășe Vlad. E nevinovat. Nimeni nu-l cunoaște cum îl cunosc eu. S-a dedicat cu toată ființa lui profesiei. A fost întotdeauna un pasionat. Nu-l mai recunosc. Judecarea lui, condamnarea ar însemna. Nu e drept să se ajungă până acolo. Nu poate fi condamnat. E nevinovat. Nu l-a condamnat nimeni. Eu argumente deosebite nu am. E omul pe care îl iubesc, pe care îl respect, un om cinstit. Nu e vorba numai de viața lui, de onoarea și libertatea lui, ci și de viața mea. Aș vrea să mă înțelegeți bine. Nu vă cer nimic. Nu vreau nimic. Mi-e teamă. Mi-e frică. E îngrozitor de frică. Ce să fac? Fă-mi, te rog, legătura la combinat cu tovarășul directorul Matei. Bună seara, tovarășe Vlad. Bună seara, tovarășe Matei. Vreau să știu care este situația la furnalul 3 cu refacerea instalației. Stăm bine, tovarășe Vlad. Chiar azi dimineață, uzina constructoare ne-a confirmat expediția sub ansamblelor. Cred că în 2-3 zile începem asamblarea. Sper să ne ajute și vremea. Poate se mai încălzește. Oricum, noi dăm zor. Da. Bine, tovarășul Matei. Mulțumesc, la revedere. Da. Ești tovarășul procuror. Vă rog să-l primiți. Da, să intre. Bună seara. Poftiți.
întâmplat ceva? Am venit să vă mulțumesc pentru invitația la concertul fiicei dumneavoastră. De fapt, uitați-mi că o să aibă concert aici, în Galați. Luați loc. Nu, mulțumesc. Fumați? Nu, mulțumesc. Tovarășe Vlad, am venit să vă informez în legătură cu dorința mea de a mă retrage din comisia de anchetă. Felul în care înțeleg eu lucrurile, asprimea, severitatea... Foarte bine. Și eu, în locul dumitale, aș fi sever. Dar nu cred că trebuie să transformăm suspiciunea în mentalitate. Ce rezolvăm dacă azvârlim câțiva oameni în închisoare? Dumneata ai fost închis? Nu înțeleg. Dacă ai făcut pușcărie. Eu? Nu. Eu da. Sunt văduva lui Filip. Cazangiu. De la combinat. Nu vreau nimic. Nimic. Nimic, nimic. Nu-i lăsa să scape. Pușcăria să-i mănânce. Să plătească. Toți. Toți. Stamatescu, Pascu, Blejan. Toți. Se
ești un pușcărie. Am încredere în dumneavoastră. Toți, toți, toți! Înțeleg că mai ai devenit pe aici. Cât de simplu e să scoți niște oameni în afara societății. Să-i bagi în pușcărie și să te consideri absolvit de răspundere. Îți trebuie ani și ani ca să formezi un bun specialist. Investim în oameni ca să construim cu ei. Nu să înfundăm pușcăriile. O să mai dureze. Da. Dar și un foarte bun specialist poate greși. E omenesc. Nu știu ce mă face să cred că în accidentul ăsta e vorba de altceva. Ceva ce depășește simpla eroare omenească. Trebuie răbdare. Răbdare. Ar fi necesară o repetare a expertizei. Cum? Cum adică? Pentru ce? Repetarea expertizei n-ar fi decât o nouă pierdere de timp și de bani. Chiar nu vă interesează de ce s-a produs explozia? Un moment, vă rog, am uitat să vă informez. Comitetul județean a aprobat propunerea tovarășului profesor Cazacu privind o nouă expertiză. După același proiect, din același oțel, dar în condiții diferite a temperaturii mediului ambient, de atmosferă. Argumentele tovarășului profesor Cazacu mi-au fost confirmate ca posibile de către tovarășul profesor Oancea de la București. Iar dacă alte argumente științifice vor reclama alte expertize, le vom face. A treia, a patra, a cincea. Sunteți sigur că repetarea expertizei va duce la... Nu știu. Deocamdată, nu știu. E, tovarășe Matei, când credeți că noua instalație ar putea fi gata? Poate că ne rămânem acum, dacă expertiza reușește și putem să dăm drumul probelor. E gata, tovarășul Vlad. Mai sunt de făcut câteva mici finisări, dar în 2-3 zile suntem gata. Ar de-a reuși.
La cât a ajuns? 1,5 atmosfere. 1,8. Atmosfere. 2,2. Chiar n-aveți nicio emoție. 2,5. Așadar a mers. Misterul care a învăluit aproape 3 luni. Acest accident a fost în sfârșit spulberat. Să auzim. Cum a fost posibil ca acest agregat construit și conceput de aceia specialiști să explodeze, în timp ce toate celelalte, din toată țara, funcționează normal? Ce s-a întâmplat? Concret. Știm cu toții că instalația trebuia să intre în probe în aprilie, nu la începutul lui decembrie trecut. Am fost convins și eu multă vreme că graba, ritmul de desfășurare al producției a determinat, fie în concepție, fie în execuție, apariția unor erori, omisiuni, știu eu, sau că aceeași incriminată grabă a condus poate la aplicarea în procesul tehnologic a unor soluții exagerat operative, nesocotindu-se parametrii de siguranță. Dar cauza acestei mari avarii nu s-a aflat aici. Atenție! M-a frapat un lucru care m-a dus la un pas de descoperirea cauzei. Anotimpul. Anotimpul în care instalația avariată a fost supusă probei de presiune, comparativ cu celelalte instalații concepute de același proiectant. Vă amintiți că în ziua primei noastre expertize, executată la cererea mea, afară era senin, dar era un ger cumplit. Erau minus 14 grade. Aproape la fel de frig ca în noaptea avariei, când se înregistraseră minus 17 grade. E bine, aici am găsit cheia. Printr-o întâmplare greu de bănuit, ușor de demonstrat însă, toate instalațiile de tip Cowper, aflate în funcțiune, inclusiv cel experimentat de noi astăzi, au fost supuse încercărilor, probelor de presiune, în condiții de temperatură specifice perioadelor de primăvară, vară, toamnă. Așa se face că minima temperaturii atmosferice prevăzută în toate proiectele pentru oțelul folosit a fost de minus 5, minus 7 grade, iar maxima de plus 25, plus 30 de grade. Azi, Institutul Meteorologic a anunțat plus 10 grade. Plus, și deci, expertiza a reușit. Vreți să spuneți că nenorocirea s-a produs din cauza temperaturii aerului? A condițiilor atmosferice? Exact. Pentru prima oară, un Cowper realizat după concepția inginerului Șerban Stamatescu, având parametrii de proiectare, de execuție, de asamblare, cu toleranțe prevăzute absolut reglementar, a fost pus în funcțiune în condiții de climă deosebite față de toate celelalte existente în țară. De altfel, fenomenul s-a petrecut și la prima noastră expertiză. Cum se face atunci că niciun cazan de acest tip n-a mai explodat?
Dar nu o să-mi spuneți că este pentru prima dată când temperatura scade la minus 17 grade. Am avut și iarni mai friguroase. Tovarășe procuror, e vorba de proba de presiune, de momentul de probă, nu de funcționarea cauperului în regim normal. În regim normal, temperatura în interiorul cauperului ajunge până la 1300 de grade și factorii de climă nu mai pot avea nicio influență asupra învelișului. Limpede, nu? Chiar dacă marca de oțel folosită de constructor ar fi fost cea prevăzută de proiectant, rezultatul era același. Explozia s-ar fi produs cu siguranță. Am consultat de altfel documentația și normele internaționale de proiectare și construcție. N-am găsit nimic care să difere de parametrii instalației noastre. Datorită temperaturii foarte scăzute de afară, structura moleculară a oțelului ar fi suferit aceleași modificări. Învelișul cauperului, supus probei de presiune, devenind casant. Asta foarte pe scurt. Oricum, viața ne-a dat o lecție. Din păcate prea aspră. Penal consider că inginerii Stamatescu și Blejan sunt nevinovați. Ei rămân aceiași buni specialiști, aceiași oameni a căror cinste și capacitate profesională nu pot fi puse la îndoială. De acord cu cele spuse de tovarășul profesor. Dar concluziile acestei anchete, rezultatul tuturor investigațiilor tehnice legate de condițiile momentului de probă, vor trebui foarte bine studiate, ca în viitor să nu se mai repete niciodată ceea ce s-a întâmplat aici. Dacă și tovarășii de la Serviciul de Protecție a Muncii, ale căror obligații erau precizate în legislația de specialitate și ar fi făcut datoria, n-ar fi murit oameni nevinovați. Pentru lipsa lor de răspundere, instanța va stabili pedeapsa. Așa e drept. Cine greșește? Oricine greșește, trebuie să plătească. Legile țării sunt clare. Tovarșul director? Da. Bucureștiul, băiatul tovarșului Vlad. Un moment. Tovarșul Vlad, Bucureștiul. Imediat. Fiul dumneavoastră. Da. Tovarșul Vlad? Eu sunt. Numele meu e Bogdan. Sunt băiatul inginerului Șerban Stamatescu. Alo? Vă rog să mă iertați că am mințit. Am spus că vorbesc din București și că sunt fiul dumneavoastră. Altfel nu vă chemau. Vorbesc de la spital. Tata a avut un atac de inimă. Un infarct. E aici la reanimare. În stare gravă încă.